Ultimii 12 semifinaliști ai sezonului au urcat pe scenă cu emoții mari și dorința de a-i convinge pe cei de acasă să-i voteze. Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete au aplaudat îndelung și s-au bucurat de prestațiile oferite de concurenți pe scena celui mai iubit show de divertisment din România. Lista finaliștilor sezonului 14 Românii au talent este acum completă. Telespectatorii au decis care sunt următorii 5 calificați în marea finală, din 31 mai, Vilia, ansamblul Hecenii, Cristian Ceaușu, Dora de Brexen și Ana Nuță, Wild ul venit din partea juraților merge la Anastasia Beaumont și Cățelușa Salsa. Dacă săptămâna trecută Carlos Tănăsucă și Van au fost nominalizați pentru premiul de originalitate. Acum lor li s-au alăturat Justin Cazacu și Carla Munteanu. Concurenții din prima semifinală care s-au calificat în marea finală sunt Calisthenics România, Eduard Angelescu, Emanuel Barica, Carlos Tănăsucă și Van. Vinerea viitoare va avea loc mare finală a show-ului României. 11 concurenți vor lupta pentru marele premiu, în direct pe ProTV și Voio. Prima semifinală le-a adus telespectatorilor un show extraordinar și multă emoție. Concurenții au prezentat numere complexe, iar evoluția lor din etapa preselecțiilor până acum a fost apreciată de Andy, Andra, Dragoș și Mihai Bobonete, care au aplaudat determinarea de a face spectacol. A fost o seară plină de dinamism în care cascadoriile și reprezentațiile de muzică, dans, calcul mental, desen, roast, calistenics și contorsionism s-au completat perfect.